Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul noii campanii de pe site-ul editurii Herald și de pe pagina de Facebook a editurii Herald. Este vorba despre Alan Watts și înțelepciunea nesiguranței. Astăzi a revenit alături de noi Marian Stan, traducător și al cărții despre care noi vom vorbi astăzi. Și mă bucur foarte mult că Marian Stan și-a făcut timp să avem un nou material, o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați, așa cum vă spun de fiecare dată, în fiecare episod, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, găsiți această campanie, Alan Watts și înțelepciunea nesiguranței, și toate cărțile din seria de autor Alan Watts au o reducere substanțială. De asemenea, un gând, un comentariu, o întrebare la materialele pe care le difuzăm pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, le așteptăm de la dumneavoastră, iar cel mai interesant, mai apreciat comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din seria de autor Alan Watts. Nu uitați și de concursul cu cărțile Alan Watts de pe pagina de Facebook a editurii Herald. Astăzi vorbim despre o carte foarte interesantă, o perspectivă foarte interesantă a lui Alan Watts, o carte în traducerea invitatului nostru de astăzi, Marian Stan, Viața ca extaz, natura, bărbatul, femeia. Marian Stan, de ce vede Alan Watts viața ca pe un extaz? Pentru că așa și este. Să ne amintim că în sanscrită Dumnezeu e definit, e numit Satchitananda. Ființă, conștiință, extaz, Ananda. Ananda fiind extaz. Trebuie totuși să adaug că titlul în engleză este doar Nature, Man and Woman. Viața extaz este titlul unuia dintre capitole. Iar editura a crezut de cuvință că el poate deveni titlul cărții. Este până la urmă și un, trebuie să recunoaștem, este un titlu incitant, provocator. Și oarecum are și o tentă comercială în momentul în care, eu știu, dacă am fi pus titlul Natura, bărbatul și femeia, probabil că multă lume nu ar fi înțeles despre ce este vorba, dar acesta fiind subtitlu și titlul fiind Viața ca extaz, ne gândim cumva și la sistemul de gândire filozofic al lui Alan Watts, acela de atenție conștientă, de clipă prezentă, trăiește clipa, fiecare experiență din viața omului este unică și atunci probabil că mai nimerit a fost acest titlu Viața ca extaz. O carte de altfel aș putea spune provocatoare și mereu actuală, așa cum și învățătura lui Alan Watts este foarte actuală. O carte care reexaminează locul ocupat de umanitate în lumea naturală și relația dintre spirit și trup în lumina daoismului chinez. Pentru că Alan Watts vorbește în această carte despre acest concept, aș vrea să discutăm puțin și despre felul în care Alan Watts vede viața, dar și concepția lui despre sexualitate. Da, Alan Watts constată de la bun început faptul că creștinul, mai ales creștinul protestant și cu deosebire protestantul anglosaxon, are o mare dificultate neputând să ajungă la o relație bună cu propriul corp, cu
cu alte corpuri și cu natura în general. Sigur, această stânjeneală, acest inconfort are premize teologice în creștinism. Biblia îl desemnează pe om ca stăpânul naturii. Dacă citim Anic de Sesnel, de exemplu, vedem că lucrurile sunt mult mai nuanțate. Dar la un prim nivel de lectură, Biblia îl desemnează pe om ca stăpânul naturii. Și omul s-a comportat de cele mai multe ori nu doar ca un stăpân, dar și ca un despot al naturii. Asta deja pune lucrurile în perspectivă. Ce își dorește și de această dată Ellen White? Dorește să ne amintească faptul că profanul nu este opus sacrului. De altfel, etimologic, profanum înseamnă zona din fața templului. Deci, departe de a fi ceva opus sacrului, este o zonă care te pregătește pentru întâlnirea cu sacrul. O zonă fără de care sacrul nu s-ar putea defini ca atar. Vorbeam data trecută, sau acum două dăți, despre creștinul care, potrivit lui Ellen White, când intră în biserică, își lasă corpul la ușă. Și n-am dezvoltat prea mult, din păcate, atunci. Cred că este util să o facem acum și să înțelegem de ce anume zicea Ellen White că bietul creștin își lasă corpul la ușă când intră în biserică. Tradiția creștină, așa cum ne este ea propovăduită, ne îndeamnă să intrăm în legătură cu un Dumnezeu transcendent. Și efortul nostru pare să consta mai ales în a ne debarasa de anumite piedici, anumite ispite care ne-ar putea deturna de la această comuniune. Și, din păcate, deseori corpul este prezentat în tradiția creștină ca o povară, ca o asemenea piedică în calea comuniunii cu acest Dumnezeu transcendent. De aici, concluzia lui Ellen White că bietul creștin își lasă corpul la ușă când intră în biserică. Mai interesant este că Ellen White ne amintește de o dimensiune imanentă a lui Dumnezeu. De dimensiunea imanentă a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu este numai transcendent dincolo de propria lui creație. El este și imanent. El ne este mai intim nouă decât ne putem noi înșine fi. Și dacă
Rugăciunea este dialogul între om și Dumnezeu transcendent, dimensiunea transcendentă a lui Dumnezeu. Meditația este tocmai contactul cu dimensiunea imanentă a lui Dumnezeu. Cum ți s-a părut această carte în comparație cu celelalte pe care le-ai tradus în seria de autor Ellen Watts? Ce ar avea ea, să spunem, caracteristic sau specific? În felul acesta, transmițând și un mesaj cititorilor pentru a citi această carte. Ea este într-adevăr foarte bine scrisă. Nu e întâmplător că în timpul vieții lui Ellen Watts ea se vindea cel mai bine. Pe de altă parte, dintre toate cărțile lui Ellen Watts, ea pune un accent mai apăsat pe dimensiunea sexuală. Și cred că mai ales asta o deosebește. Că, desigur, dacă ai o proastă relație cu natura, ai și o proastă relație cu sexualitatea. Propria ta sexualitate. Acum, ca întotdeauna, Ellen Watts scormonește în tradiția creștină sapul. Și găsește acei sfinți părinți, acei mistici, acei teologi, care dau temeiuri, ne dau temeiuri pentru a ieși din această concepție reducționistă asupra naturii, asupra sexualității, asupra propriului nostru corp. E adevărat, acești sfinți părinți, acești teologi, nu reprezintă curentul dominant. Iar Ellen Watts tocmai asta face, îi reactualizează cumva. El spune cu subiect și predicat la un moment dat că tendința asta de a devaloriza materia, de a devaloriza cosmosul, nu este specific creștină, ci mai degrabă maniheistă. Deci, acum revenind la, sau abordând în sfârșit sexualitatea în concepția lui Ellen Watts, care de fapt nu e concepția lui Ellen Watts, e mai degrabă o concepție tantrică. Deși Ellen Watts nu a practicat ca atare tantra și nu a fost inițiat în așa ceva. Și cred că putem începe amintind că Ellen Watts spune în volumul de față, biserica creștină este obsedată de sex. Mai mult decât orice sectă tantrică de pe lume, ea e obsedată de sex. Dar e obsedată, ca să zic așa, în sens invers. Și dă un exemplu foarte pilduitor. Într-o broșură publicată de Biserica Catolică, din 44 de pagini, în care se vorbește despre diversele păcate, 32 sunt
alocate, ca să spun așa, păcatelor de natură sexuală. Astfel încât ne face să credem că în ochii bisericii ele sunt mai grave decât uciderea, decât minciuna, decât cruzimea. Da? Bineînțeles că Elmaț nu poate fi de acord cu acest accent deosebit. Îngrădirea, ca să nu zic sugrumarea sexualității. Sigur că personajele macho nu vor fi încântate de perspectiva lui Ellen Watts asupra sexualității. Dar oricum, personajele macho nu citesc Ellen Watts. De exemplu, la un moment dat, se vorbește, în ultimul capitol, cred, despre uniunea sexuală dintre bărbat și femeie. Desigur, nu avem de-a face cu o posedare a femeii de către bărbat. Nu. Ca și în tradiția tantrică, și am fost foarte plăcut surprins să întâlnesc un citat din Ellen Watts în cartea, de altfel faimoasă, a lui André van Lisbeth, Tantra sau Cultul Feminității, pe care sper să o văd într-o zi editată la editura Herald, publicată la editura Herald. Deci am avut surpriza plăcută să întâlnesc un citat din această carte, din Viața ca extaz, în lucrarea lui Van Lisbeth. Deoarece Van Lisbeth considera că Ellen Watts descrie foarte bine concepția tantrică asupra sexualității. Ca să vă fac o idee, să vă dau o idee, membru viril nu penetrează corpul femeii, este preluat în corpul femeii într-un joc foarte tandru și care nu are nimic din gimnastica obișnuită. Și atât de reducționistă până la urmă. Cred că pot cita sau a venit vremea să citez un fragment care m-a impresionat foarte mult, îl uitasem aproape. Fără vigoarea sexului, în adevăratul ei sens, religia este lipsită de bucurie și abstractă. Fără abandonul de sine al religiozității, sexul este o masturbație mecanică. Și țin minte, în original, expresia care până la urmă a ajuns în carte ca masturbație mecanică era full batizing exercise. Deci, un exercițiu de batere a fundului.
Avem motive multe și întemeiate să citim această carte. Mulțumim foarte mult, Marian Stan. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte minunată, Viața ca extaz, natura, bărbatul, femeia, în seria de autor Ellen Watts. Alături de noi a fost, ca și în episoadele trecute, Marian Stan, traducător și traducătorul acestei minunate cărți, Viața ca extaz de Ellen Watts. Așa cum vă spuneam, nu uitați de campania Ellen Watts și înțelepciunea nesiguranței. Intrând pe site-ul editurii Herald, găsiți titlurile din colecția din seria de autor Ellen Watts cu o reducere substanțială. Așteptăm de la dumneavoastră un gând, un comentariu sau o întrebare referitoare la materialele realizate alături de invitații noștri. Nu uitați și de concursul Ellen Watts de pe pagina de Facebook a editurii Herald. Noi ne vom da întâlnire data viitoare la un nou episod, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, vorbind, bineînțeles, tot despre cărțile lui Ellen Watts. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută la cărțile lui Ellen Watts. La revedere!